Specialiștilor români din sfera artei cinematografice le este cunoscută fără dubii personalitatea celui care a semnat imaginea producției românești a anului 2008, Nuntă Mută, din care tocmai ați văzut un fragment. Vasile Drăgan. El este operatorul și directorul de imagine născut la București pe 28 august 1947, omul capabil de a fi găsit cele mai bune cadre și unghiuri de filmare pentru cunoscute producții de referință ale cinematografiei românești. Moromeții, Drumul oaselor, Filantropica, Occident și alte filme în care un partener pe măsură i-a fost regizorul Steregule. Vivi Drăgan, Vasile, omul care crede că filmul este o poveste extraordinară, are încă mare satisfacție de a filma alb-negru ca specialist aflând duse la a șasea sau șaptea experiență a lucrului pe această direcție. Filmul alb-negru presupune că toată echipa trebuie să știe că lucrează în alb-negru și în special scenograful, pictorul de costume și inevitabil și după aceea operatorul, fiindcă trebuie apreciat altfel tot ce pui în cadru și ca decor, ca volume, ca suprafețe, ca lumină și inclusiv ce costume pui, fiindcă anumite culori se transferă în anumite griuri în alb-negru și atunci spre a le putea juca în adâncime, spre a le putea decupa, trebuie toată lumea să știe un astfel de mod de lucru. Vivi Drăgan mai este de părere că regia este o vocație, nu neapărat o meserie. Imaginea, în schimb, este meserie. Dintr-o discuție cu operatorul și directorul de imagine, s-a desprins ideea că recunoscutul om de film preferă lucrul clasic cu utilizarea peliculei și nu varianta digitală. Excluzând faptul că este mai ieftin și mai rapid, sistemul digital este și va fi veșnic sub peliculă, apreciază Vivi. Roșul electronic nu va fi niciodată precum roșul chimic sau roșul de pictură conchide aniversatul zilei de 28 august.